Dacă o româncă se va căsători cu un străin, își va schimba ea religia pentru acel străin? Deci, dacă românca se va căsători cu un străin, adică cu o persoană din străinătate, cu o persoană, de exemplu, de origine de altă țară, își va schimba religia, de exemplu, poate să fie ortodox, catolic, adventist, penticostal și așa mai departe. Acea persoană care este din România poate să fie de religie ortodox, în general, românii sunt ortodoxi, și persoana străină poate să fie, de exemplu, catolică. Dacă românul este, să spunem așa, dacă românul este ortodox, își va schimba oare religia în cea a străinului sau străinul își va, sau îl va pune pe străin să-și schimbe religia pentru că trebuie să, dacă se căsătorește cu un străin. Deci aici este întrebarea. Sau am văzut cazuri în care poate să zică că am două religii, știi? Am două religii. Am și religia lui soțul sau lui soția mea, dar am și religia mea. Soția este catolică și eu sunt ortodox. Și când merg cu soția la biserică, sunt catolic și când stau acasă, sunt ortodox. Deci asta este o întrebare. Întrebarea este: dacă o persoană de origine română se căsătorește cu o persoană de origine străină, își va schimba religia sau ce se întâmplă cu religia? Adică cu religia pe care o are acea persoană.